Am revenit, dragii mei, din nou în casele dumneavoastră. Povesteam în ceașul de perioada războiului. O perioadă grea, dar adevărată, din păcate, pentru locuitorii României de astăzi. Din punct de vedere istoric, ce poți să spui despre asta? Eu aș dori să mă leg de primul război mondial, pentru că ne aflăm la centenarul primului război mondial. Anul trecut, în 2014, s-au împlinit 100 de ani de la izbucnirea primului război mondial. Un război destul de greu, chiar foarte greu, pentru maramureșeni, dar nu numai pentru ardeleni, și pentru toți locuitorii statelor implicate în acest război. Nu aș dori să transform emisiunea dumneavoastră într-o lecție de istorie, pentru că nu mă aflu la o catedră, deși și masa este mai mult decât o catedră. Această masă, unde vă dați seama, este o masă veche. Cred că aici au mâncat generații întregi de oameni și Da, aici s-au fi ne spus. aflăm la casa părintelui Urda Gheorghe, preot paroh în Bârsana și îi mulțumesc pentru găzduire pe această casă. Da, aș dori să mă leg de primul război mondial, război care a avut loc între anii 1914-1918, și m-aș lega puțin de dramele pe care le-a născut acest război. A născut drame, a generat drame, a generat multă tristețe, a generat multă. Imaginați-vă o casă ca aceasta, care poate că era înainte de război, unde se făceau șezători, unde se făceau jocuri. Nunțile. Nunțile, cu siguranță, după ce a izbucnit războiul și feciorii au fost chemați de către împărat la oaste, casele au cam rămas pustii, au rămas triste și nu a mai fost acea voioșie pe care ne-o imaginăm noi și pe care probabil că am trăit-o și o retrăim de fiecare dată când încercăm să ne gândim la o nuntă, la un botez, la o șezătoare și așa mai departe. Dar pe lângă toate astea, războiul a generat și folclor, să știți. Este o colindă care îmi vine mie acum în minte, o colindă care se numește Nicio sărbătoare în lume nu are mai mândru nume. Probabil că această colindă exista și înainte, dar în timpul războiului s-au inserat niște strofe pe care aș vrea să vi le citesc. Mulți copilași mai întreabă: unde-i tata, mamă dragă? Ori a murit în război, ori el a uitat de noi. N-ai putea, dragă mămică, să trimiți o rândunică peste-a lumii ei hotar să ne aducă veste iar, să ne aducă nouă veste dacă tata mai trăiește. Să ne spui, măicuț, acum, unde a făcut el Crăciun? La ce masă a petrecut, pe ce scaun a așezut, scaunul și masa lui pe fața pământului? Deși acum noi suntem în postul Paștilor, fac referire la un alt post sau la o altă perioadă pregătitoare a unei mari sărbători a Crăciunului, dar nu este nicio problemă. Vreau să spun că, deși colindele trebuie să transmită bucurie, și-au permis maramureșenii să insereze și să spună și prin colindă dorul Durerea. și durerea și oful lor, pentru că au rămas foarte mulți copii fără părinți, fără tata. De ce să nu zicem că au rămas, și cu siguranță a fost așa, multe fete fără iubiții lor, nu? Feciorii s-au dus în război, Jelea și mai mare jelea a fost parcă. și mai mare, cu siguranță. Și a fost destul de drastic pentru acea generație, atât a primului război mondial, cât și a celui de-al doilea război mondial, unteșul Ion, oprins cel de-al doilea război mondial ca și copil. A fost greu, cu siguranță, dar să știți că și în zilele noastre nu este mai ușor. Deși acum părinții nu se duc la război, nu se duc în război, și de data asta rămân copii și fără mamă și fără tată, și rămân în grija bunicilor, ei se duc părinți în străinătate, mânați fiind de anumite probleme financiare, care sunt cele mai grele până la urmă, se duc acolo la un loc de muncă, pentru că la noi în țară munții noștri aur poartă, noi cerșim din poartă în poartă. Trebuie să mergem în Italia, în Spania, în Franța, în Anglia, ca să ne câștigăm existența, și rămân copii fără părinți, deci și fără mamă și fără tată. Dacă în primul război mondial și în al doilea război mondial au existat orfani doar de tată, acum există un alt fel de război, din păcate, un război nevăzut, pe care nu-l resimțim. Efectele războiului din zilele noastre, acest război nevăzut, se vor resimți și se resimt încă. Să știți că eu, ca și cadru didactic, observ co la copiii de la școală. Copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate au o problemă, ori emoțională, ori de comportament,
Mi s-a întâmplat să vin acum de 1 martie să mă aduc o fetiță, un mărțișor și să mă îmbrățișeze și să nu mă mai lase din brațe, din brațele ei. Și zice, domn profesor, vă îmbrățișez pentru că vă iubesc, dar ce mi-e și dor de tatăl meu care este plecat în Franța. Vreau să spun că mi s-a frânt ceva în mine în momentul respectiv, deși nu am copii și nu am sentimentul patern. Așadar, Sunt cuvinte poate ușor de exprimat pe gură, dar dacă intri în interior, e ceva care nu are termen de comparație. Și cred că noi am uitat într-un anume fel de comunicarea asta interioară. Prin cântec, noi într-un anume fel, doamna Matus, comunicăm ce este în interior. Cântecul religios, de exemplu, într-un fel ne alină greu suferința, la fel și hoira, și doina, și balada. Dumnezeu Sfântul ne-a dat dietate la oameni. Se spune că l-a făcut pe om și celelalte i l-a dat spre a fi de folos. Cântecul vine ca o alinare. Alinare a suferinței, a rănilor, a durerii. De multe ori cânți un cântec și vezi oamenii lăcrimând. Și îți dai seama că ceea ce ai cântat tu, probabil că l-ai sensibilizat pe om, pentru că în povestea cântecului pe care l-ai interpretat, se se regăsește. regăsește el. Și acum, dacă ar fi să ne cântați un cântec religios, ar fi ceva la suflet, Dacă atins? tot am vorbit legat de familie, de părinți și cu durere, trebuie să spunem că, iată, avem copii orfani, așa cum a spus și domnul, pentru că, în general, maramureșenii sunt în mare parte plecați toți și copiii ăștia orfani, fiind singuri, vă dați seama ce o să ajungă în viață. Am să cânt o priceasnă care se numește Visul Maicii Domnului, că cea mai mare durere a sufletului a avut-o Maica Domnului, că și-a văzut fiul răstignit. Și am să încerc să cânt și eu un cântec. Stă, măicuța, lângă fiu și plânge necontenit. Spune-mi, fiul că de ce ești necăjit, că de ce ești necăjit. Că de 40 de zile ne-ai frânt inima, copile, n-ai băut, nici n-ai mâncat, numai rugăciune-ai stat, numai în rugăciune-ai stat. Spune-mi, fiul meu iubit, lungi și marți ce-ai de pățit. Îți spun, măicuță, eu drept, lungi și marți mă pregătesc, lungi și marți mă pregătesc. Eu mă pregătesc de moarte, să scap lumea de păcate. Și-ți mai spun, măicuța mea, de miercuri nu mi-avea, de miercuri nu mi-avea. Joi sunt dat la judecată de Pilat și de-a lui ceată. Joi în mâna lui Pilat și la moarte judecat, și la moarte judecat. Spune-mi, fiul meu iubit, vineri ce ai de pățit. Îți spun, maică, cu durere, că vineri zi în chinuri grele,
Că vineri zi în chinuri grele, când va fi chinul mai mare, n-a fi lună, n-a fi soare. Și atunci, măicuța mea, cu spin morân, cu nuna, cu spin morân, cu nuna. Și-mi-or da oțet și fiere, o, vai de zilele mele. Și-apoi mor pune pe cruce, Maică Sfântă, cum vei plânge? Maică Sfântă, cum vei plânge? Spune-mi, fiul meu iubit, sâmbătă ce-ai de pățit. Îți spun, maică, adevărat, sâmbătă voi fi îngropat, sâmbătă voi fi îngropat. Spune-mi, fiul meu iubit, duminică ce-ai de pățit. Îți spun, măicuța mea, duminico-i învia, duminico-i învia. Prin puterea mea cea mare, să scap lumea de pierzare. Fiule, ce-ai suferit pentru lumea că a greșit, pentru lumea că a greșit. Fiule, ce-ai suferit pentru lumea că a greșit, pentru lumea că a greșit. Foarte frumos. Cu adevărat, sunt... Așa este, cea mai mare durere a avut-o mama lui și de suntem obicei, femei și știm ce înseamnă când ai copii să-l vezi suferând, dar gândiți-vă la femeile care trăiesc în străinătate cu gândul la copii acasă. N-aș vrea să fiu în locul lor, sincer. Nici eu. Vă spun sincer că nici eu. Mânteșuc, spuneți că mama dumătale a făcut 5 prunci și v-au crescut cu greu sau nu prea? Cu greu. Cu greu. Și s-o bucura când v-a văzut că aveți o meserie în mână? Asta, care se supără? Care se supără? Care părinte se supără dacă copiii care învață degeaba? Și ziceați că știți să faceți un cuptor de-a ăsta. Întrebați pe Iulișă, pe coriste, dar are cuptor de mine făcut. Are cuptor? Dar cum faci un cheș cuptorul? Copii? Cum le faci? Cu mână. Cu mâna. Cărămidă. Așa. Și cu pământ se clădește tot în porțiune, cum se zice, pentru cuptori, pentru șpori, pentru blodări, capacul deasupra, coșul până în pot, cum se făcea de mult, acum se scoate până afară, până acoperiș. Și se tâncuia frumos, se trage formele cărămizi. Și între cărămizi, spuneți lut. Între cărămizi cu lut. Dar glutul la sogas cu orice, cu ce îl puneți? Cu apă? Cu apă și cu nisip, combinat. Frumos. Dar oricine mai vrea astăzi, cuptioare este. Le mai trebuie o recui. Am făcut șese. Ai făcut șese cuptioare un cheș? Da. Bravo. Dar tădea este bătrânești sau... De este, uite, tipă așa are. De este bătrânești. Nu îmi vine să crezi. Cine vrea să-și mai facă cuptioare de este bătrânești? Nu mai face nimeni de ordine, nu-mi teme. Eu, nu? După ce închid cu ochii, noroc bun. Nu și lăsat unul ce este. Nici la asta generație nu le mai trebuie cuptioare. Dar un cheș? Ai învățat poricine să facă cuptioare? La ce nu vreau învăța nimeni. Nu? Nu. Te zice oare? Numai atâta că nu, că nu-i de viitor are? Nu.
Numai feciorul atât a învățat de la mine, el e și maestru de căști, dar lucră cu pierăria. Și studiază și, mă rog, trece cu el. Atât. Atât. Na, da, aș fi tare curioasă cum ați știut dumneata să, nu știu, să faceți o casă. Ați lucrat cu oricine? V-a învățat oricine? Păi tot m-am uitat, am fost ucenic, la care cum? Ați fost ucenic? Sigur. Dar și cu tatăl ei fiertat, că-i mor de 20 de ani, din 94. Avem o găzdoaie aici, dragii mei, și Unteșugul povestește cu găzdoaia care ne îngrijește de curechi împlut. Cum le zici găzdoaie la curechi? Haluște! Haluște, ați auzit, dragii mei, că nu vreți să vedeți că e rușine. Da, haluște ne-o pregătit. Da, haluște, da, pe Valea aici se spune piroște. La mine curechi împlut, da, bună-i amândouă. Deci povesteam de meșteșugul Unteș și aș vrea să-l întreb pe domn profesor vis-a-vis de meșteșuguri. Ce s-au făcut găzdoile după ce le-au murit bărbații în război? Au învățat să fie și femei și bărbați. Femei erau, da. Dar au învățat și lucrul bărbaților. Să știți că era un fenomen, școlile din timpul primului război mondial erau foarte slab frecventate. Copiii erau motivați de la școală și puteau să rămână, mai ales cei mai mari, să ajute la lucrul câmpului, să își ajute mamele, să-și ajute bunicii, bunicile pe frații mai mari, și de multe ori locul tatălui era luat de către fratele cel mai mare, acolo unde fratele depășea o anumită vârstă, să zic, de la 12 ani în sus, că până acolo ce puteau face copiii. Deci, în mare parte, rolul tatălui, atâta cât se putea, era preluat de către copilul cel mai mare, dar și de către mamă, pe umerii mamei cădea tot greul. Rămâneau mamele fără, au învățat să cosească, au învățat să, și-au dus greul câmpului împreună, erau și diferite circulare, să știți, erau trimise prin biserică, prin care țăranii erau îndemnați să nu-și vândă vacile, să nu-și vândă animalele, să fie întreținut lucrul câmpului, pentru că era nevoie peste un an, doi, trei, pentru că, vedeți, războiul a ținut 4 ani și era nevoie la un moment dat ca să se facă aprovizionare și din rândul animalelor din gospodăria omului. Și atunci femeia își vindea vaca, probabil, dacă era la ananghie, și vaca era cumpărată de o anumită persoană care era trimisă la Sighet, să zice, de la Sighet mai departe pe front, ca soldații să aibă ce să mănânce. Bineînțeles că pe front ei nu mâncau carne de vită decât probabil la zile mari, o dată pe săptămână. Era o situație destul de grea și de neplăcută, dar au trecut. Și cu ce ne-am ales noi din urma războiului mondial a fost faptul că am putut ca români să ne reîntregim teritoriile. A fost reîntregirea națională, am recâștigat Basarabia, am recâștigat Bucovina și Transilvania, dar din păcate noi maramureșenii, să știți că am avut de pierdut. A rămas o mare parte din Maramureșul care este peste Tisa. Maramureșul nostru era mult mai mare și centrul și capitala Maramureșului era Sighetul și acum este considerat Sighetul cel puțin onorific, deși Baia Mare a luat locul de reședință. Dar Sighetul era un oraș destul de bine dezvoltat la vremea aceea și avea legături cu marile orașe ale Europei prin căile ferate, prin calea ferată mă refer. Faptul că noi ne-am unit cu românii, cu români, de fapt eram români și normal că, dar Maramureșul a fost anexat împreună cu Transilvania la România, României, regatului, a fost un lucru bun, bineînțeles, dar să știți că pentru noi a fost și un dezavantaj. Noi ne-am văzut lipsiți de frații noștri de peste Tisa, români de noștri, și am văzut parcă că ați avut și de acolo invitați, da, în emisiune. E bine că totuși și-au păstrat portul și și-au păstrat tradițiile, dar Tisa totuși rămâne o graniță pentru noi, între noi și ei, dar e bine că granițele nu sunt hotărătoare, în sensul că se mai păstrează legătura cu cei de peste Tisa. Așa este. Povesteam de războiul
care a, și-a pus amprenta asupra României. Dacă Doamne ferește, bat în lemn și mă rog în fiecare zi să nu ne pască al treilea război. Dacă ne-ar paște, eu cred că ar fi mult mai dureros decât celelalte care au fost. Părinții sunt plecați în străinătăți, au mai rămas tinerii care nu prea știm ce să facem pe lumea asta, bunicii sunt slabi și bătrâni, dacă ne-ar lua și puterea care a mai rămas, bărbații care au mai rămas, s-ar duce fundația țării din punct de vedere profund. Oricum Maramureșul este secătuit de forță, de tinerețe, pentru că ne-au cucerit, să zicem așa, între ghilimele, alte țări și alte avantaje. Suntem deja într-o stare în care, cum ziceam și adineaur, nu suntem într-un război din acesta între două state, dar suntem într-un război nevăzut și într-un război din care să sperăm că vom ieși și că tratatul de pace din urma acestui război se va semna vreodată, cât mai curând, și să ne ferească Dumnezeu de cel de-al treilea război mondial, pentru că, nu știu, nici nu vreau să-mi imaginez, n-aș vrea să-mi fac acest exercițiu de imaginație acum. Nici eu. Dar e bine că totuși a subliniat ca să ne reamintim de ce a însemnat războiul și să mai spunem rugăciuni către ceruri pentru milă și îndurare până nu e și prea pace. Târziu. Păi, la Sfânta Liturghie ne rugăm cu toții pentru pacea de sus și pentru și pacea dintre popoare și pentru armată ne rugăm, doar că trebuie să luăm aminte și să ne rugăm cu credință și cu luare aminte, deci să trăim rugăciunile. Așa este. Doamna Matus, ați dori să ne mai ziceți un cântec religios de alinare? Sigur că da, dar înainte aș vrea să punctez un lucru, mi-a plăcut foarte mult deașul când a întrebat cum la Săcuși l-a zis cu mâna. De ce crezi că o zis așa? Cu mâna se face. Pentru că în ziua de astăzi toate s-au automatizat. Da. Acum nu mai avem nimic. Și el zice cu mâna l-a făcut cu atâta simplitate și cu atâta siguranță că munca lui există. Chiar dacă da. O facă cu mâna, de multe ori le facem cu automatizate și nu ne ies bune. Păi alea sunt valoroase care sunt făcute de mână și țolurile și ștergarele și cam tot ce aveți pe lângă dumneavoastră, dragii mei, cele făcute cu mâna și cu suflet, să vede diferența. Totdeauna unde pui suflet, zice, ca să ai un lucru pe care poți să-l folosești, trebuie să pui suflet, lacrimă și muncă. Și atunci vei avea posibilitatea să-l folosești. Altfel s-ar putea să nu-l folosești. O să cânt Blândul Păstor, pentru că m-am legat mai mult cu pricesnele de această perioadă și cele mai multe sunt închinate Mântuitorului și am să încerc să cânt Blândul Păstor. Odată l-am văzut trecând cu turma pe păstorul blând, mergea cu turma la izvor, Blândul Păstor, Blândul Păstor. Pe oaie ce căzuse jos, o ridică Iisus duios și-o duse-n grabă la izvor, ca bun păstor, ca bun păstor. Iar alta care la pământ zăcea cu piciorușul frânt, el o legă mângăitor, ca bun păstor, ca bun păstor. Dar într-o zi l-am întâlnit cu spinerea încoronit într-o mulțime de popor, Blândule Păstor, Blândule Păstor. Când l-am văzut, l-am întrebat,
Cine sunt cei ce te-au legat? Atunci a suspinat ușor, blândul păstor, blândul păstor, și mi-a răspuns ușor și lin, cei ce mi-au pus cu nun de spin sunt cei la care iubitor le-am fost păstor, le-am fost păstor. Iar cei ce mă lovesc turbat sunt oile care prebraț le-am dus la câmp și la izvor, ca bun păstor, ca bun păstor. Le-am dus la câmp și la izvor, ca bun păstor, ca bun păstor.